Genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Emisiune sponsorizată de Arcadia. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Liliana Pintilie. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Scăderea acuității vizuale la copil reprezintă o piedică majoră în educația și viitorul acestuia, având în vedere faptul că în copilărie vederea asigură circa 85% din procesul de învățare. De aceea, depistarea afecțiunilor oftalmologice care determină scăderea vederii este esențială. O examinare simplă oftalmologică poate elimina peste 50% din persoanele cu vedere scăzută. Cât de des trebuie făcute examenele oftalmologice la copii, cum putem preveni aceste afecțiuni cât mai eficient și multe alte informații utile despre acest subiect, vom afla de la invitata emisiunii de astăzi, doamna profesor Bogdanici Camelia, medic primar oftalmolog, Spitalul Sfântul Spiridon. Bună dimineața, mă bucur din nou că sunt. Chit că sunt necăjită că apar mereu atunci când începe anul școlar și că nu avem încă această prioritate de a controla vederea copilului înainte de a începe grădinița sau de a începe școala. Este un lucru regretabil faptul că abia în momentul în care intră la grădiniță sau la școală, învățătorul sau educatorul îi spune părintelui: știți că nu vede bine, strânge ochișorii, mijește ochii atunci când desenează, când face liniuțe, că are probleme la citit la tablă și că uneori, mai ales copiii din clase, din clasa 1, în loc de o cifră spun o altă cifră și ei imediat sesizează acest lucru și le spun părinților. Iar părinții vin chiar așa un pic indignați. Știți, mi-a spus că nu vede copilul meu s-a descurcat întotdeauna. Ceea ce este și mai curios este faptul că vin părinți care au vicii de refracție. De exemplu, îți vine o mămică care are un astigmatism miopic cu un cilindru peste o dioptrie și jumătate și rămâne extrem de surprinsă că are un copil care are, la rândul lui, un viciu de refracție cu un cilindru foarte mare. Recent am văzut o mămică care, în momentul în care i-am spus că acel copil are un cilindru de -3,75, mi-a spus: nu se poate, haideți să mai ne uităm încă o dată. Sau, încă un lucru paradoxal, merg la 1-2 medici, chiar și la al treilea medic, pentru că în momentul în care le spui că au o valoare mare pentru ei, uneori chiar și o valoare de +2, li se pare că este o valoare mare, ceea ce nu este. Este normal la un copil de 5-6 ani, să spunem, la un moment dat. Se duc și la al doilea medic și la al treilea medic, ceea ce nu este neapărat un lucru rău. Dar se pierde timp și copilul mai stă o săptămână, mai stă o lună și pierde din școală și pierde din vedere. Ceea ce nu e foarte bine, chiar deloc. Nu este bine deloc, iar așa cum am spus și am subliniat de nenumărate ori, un copil trebuie văzut din punct de vedere oftalmologic atunci când noi credem că nu este nimic patologic, măcar în primii 3 ani de viață. Deci, practic, la un an, 2 ani ar trebui să facă măcar la 3 ani, imediat lângă vârsta de 3 ani. Atunci când în familie există probleme, când mama, tata sau frat, suror sau părinții, bunicii au avut un strabism, evident, și mai și observ că acel copil din când în când îi fuge ochiul, pentru că este o altă expresie a părinților, vin și spun: din când în când îi fuge ochiul, merge spre nas sau merge spre în afară. Deci dacă ai și observat, atunci lucrurile sunt și mai grave. Iar acum, să știți încă un lucru, face mult mai mult poze decât înainte, pentru că folosim smartphone-urile sau altceva și atunci că ești pe stradă, că ești undeva, faci o poză. E la îndemână. Este la îndemână și cu ajutorul unei poze putem vedea că există o problemă. Fie vezi că ochiul este deviat, fie acel roșu pupilar, nu ne place să avem pozele cu roșu. Acel roșu pupilar este diferit și atunci este, de fapt, un semnal de alarmă. Eu știu că ați început o campanie în sensul acesta, legat de fiecare copii. În fiecare an am campanii de verificare a vederii, atât la copii cât și la adulți. Pentru copii am preferat să fie în preajma deschiderii școlii,
Pentru că știu că dacă aș fi pus în luna august, încă era lumea cu gândul la vacanță, încă erau copiii pe la țară sau la mare sau la munte și atunci am preferat să fac această campanie chiar imediat după deschiderea anului școlar. Am văzut că are și adresabilitate pentru că... Da, vin copii, vin părinți cu 2-3 copii. Da, este un lucru foarte bun și încă un lucru, când vine o mămică cu un copil care are o vârstă școlară, își mai duce și copilul care are câteva luni sau care are măcar 2-3 ani. Și atunci prevenim acest lucru. Puteți să ne dați detalii despre această campanie pentru a ști și telespectatorii noștri. Poate sunt care nu... Da, care n-au fost. Eu am o campanie care se numește Vino să vedem, vino să zâmbim, pentru că alături de mine s-a alăturat și un medic stomatolog, este doamna doctor Andreea Tudor Rădulescu, care se uită și îndrumă părinții și le spune care sunt problemele apropo de carie, apropo de dezvoltarea dentiției. Ce drăguț. Și îndrumă și nu numai atât, îi sfătuiește cum să se spele pe dinți, când să se spele pe dinți, de câte ori să se spele pe dinți, pentru că este iarăși un lucru extrem de important. Acest lucru este important pentru mine și încerc să conving mămicile care sunt educatoare sau chiar mămicile care știu acest lucru și le rog să spună la rândul lor, chiar la grădiniță sau la școală, copiilor din clasa unde au ei copiii. Foarte de mult am avut șansa să am o bursă în America și acolo am fost și am lucrat oftalmopediatrie. Și la un moment dat, doctorița m-a întrebat dacă vreau să merg să văd o fundație care previne orbirea în America, să văd cum și ce fac ei acolo. Și am rămas extrem de surprinsă că ei fac prevenție, că vorbim tot timpul de prevenție, prevenția problemelor oftalmologice sau a afecțiunilor oftalmologice, fără a folosi bani foarte mulți, ci pur și simplu folosindu-se de părinți, bunici. Cum? Îi instruia pe bunici și pe părinți că atunci când au o petrecere de zi onomastică, că atunci când merg să serbeze, să spunem cum e la noi 1 iunie, de exemplu, sau vine acuș Moș Nicolae. Nu e chiar acuș, dar haideți să ne gândim trece și... Trece foarte repede. Exact. Și dacă se fac poze la școală, la grădiniță, acele poze să fie făcute într-un anumit fel, care nu este un lucru foarte greu. Deci doar că aparatul trebuie să stea la o distanță de un braț și jumătate, să stea drept în direcția ochilor și copilul să privească în acel aparat. Și acele poze să fie ulterior trimise unui medic tânăr, un medic rezident sau un medic care lucrează benevol sau voluntar la o fundație respectivă și care selectează. Și din 1000 de poze selectează, 100 care sunt trimise unui medic oftalmolog. Iar din 100, medicul oftalmolog poate să spună, uite, acești 10, 15, 20 de copii trebuie să-i văd eu. Deci, fără bani, fără probleme, pur și simplu instruind, extrem de simplu, putem să facem prevenție și numai cu niște poze. Se numește photoscreening, nu este niciun fel de filozofie și uitați-vă că fără a folosi bani foarte mulți. Eu insist pe acest lucru și acest lucru putem să-l facem foarte ușor și le spun părinților, cei mai ales care au copii cu probleme, mergeți la școală la dumneavoastră, vorbiți cu educatorul, vorbiți cu învățătoarea și vom putea face aceste lucruri foarte ușor și fără bani mulți. Chiar este foarte interesant dacă am putea să aplicăm și noi aceste lucruri. Trebuie să învățăm lucruri care sunt ușoare, care nu necesită bani și care, de fapt, până la urmă ne fac și plăcere. Că știți, întotdeauna facem poze, iar copiii sunt extrem de încântați când vrei să le faci o poză. Așa este. Este clar că în ultima perioadă va crește foarte mult numărul consultațiilor oftalmologice. Acestea venind și, cum spuneați, în urma constatărilor învățătorilor, profesorilor din clasă. Am văzut concluzia specialiștilor este că 20% de preșcolari prezintă o tulburare de vedere, în numărul total. Da, iar ceea ce ați subliniat și dumneavoastră la începutul emisiunii este faptul că afectează viața școlară sau viața socială a copilului sau a viitorului adolescent. Să știți că un copil care este extrem de timid,
sau un copil care este extrem de agitat poate să aibă și un viciu de refracție. Am avut exemple copii care sunt diagnosticați cu autism, dar care au suportul familiei și au unor asociații care știu să trateze astfel de cazuri, dar la care am găsit un viciu mare de refracție, părinții au avut răbdare, chiar părinți care veneau și spuneau, știți, vă rog, în momentul în care examinați copilul, să nu fie alți copii pentru că nu se simte bine, și care acum au crescut și au o evoluție foarte bună. Sau îți vine un copil a unui părinte care spune, e un copil rău, nu are rezultate bune la școală, ia numai note proaste și are un viciu mare de refracție, o nevoie de ochelar, îi dai ochelarul și după 3 luni vine și spune, vai, copilul meu are rezultate atât de bune, copilul s-a schimbat pentru că el vede bine. Deci vederea este extrem de importantă, iar ceea ce noi nu înțelegem este că noi nu vedem neapărat cu ochii, ci vedem cu creierul. Iar dacă noi nu transmitem bine prin o imagine cu ajutorul ochilor, pentru că nu avem o corecție optică, atunci creierul nu este stimulat. Și atunci, stimulând creierul, normal că și puterea de învățare și de acomodare este alta, iar copiii au rezultate mult mai bune. La fel la copilul foarte agitat. În momentul în care intră un copil în cabinet foarte agitat, sau, de exemplu, îi măsori refracția, care este un lucru foarte simplu, îl pui să se uite la o imagine și îi faci ca o poză. La un ochi stă foarte bine și la celălalt nu vrea. Și părintele spune, dar ce se întâmplă? Zic, sigur are un viciu mare de refracție. De unde ați știut? Și eventual după aia am și spune, păi știți, am fost acum o săptămână la alt coleg și mi-a spus că are +6 pe ăla. Zic, domnule, eu mi-am dat seama de cum se mișcă, de cum își ține capul. Există experiență. Da, pentru că diagnosticul la copii ține și de modalitatea de comportament. Copiii pot să aibă capul înclinat în momentul în care scriu. Copiii se uită mult mai aproape. Copilul se apropie de televizor. Deci sunt lucruri simple pe care un părinte ar trebui să le știe. Și de aceea sunt foarte binevenite astfel de emisiuni, pentru că în momentul în care sensibilizez oamenii și încă un lucru, oamenii se uită foarte mult în acest moment și pe internet și când văd că un anumit lucru este întâlnit și la copilul lui, atunci sesizează și vin mai repede. Spun de internet pentru că să știți că am avut situații grave cu copil nou născut, cu tătic care a venit cu copilul de 3 zile și mi-a spus, doamna doctor, văd că în pupila ochiului la copilul meu văd în loc de negru, văd o nuanță cenușie. Din fericire, era numai o cataractă, pentru că o pupilă albă poate să însemne lucruri foarte grave la copil, iar cataracta, dacă este operată imediat, chiar în primul an de viață, copilul va vedea foarte bine. Dar așa cum vă spuneam, o pupilă albă, se numește leucocorie, o pupilă albă sau gri poate să însemne lucruri foarte, foarte grave. Și atunci este bine să le diagnosticăm singuri. Iar eu spun mereu că acest lucru ar trebui să-l facă medicul de familie. În momentul în care vine și vede copilul nou născut, trebuie să-i spună mamei cum să-l țină, cum să-l hrănească, cum să-l spele, dar în același timp să se uite inclusiv la cum se deschide fanta palpebrală, cum se mișcă ochii în timp. Se întâmplă lucrul ăsta? Mai merge medicul de familie acasă la nou născut? Mai sunt medici, dar din păcate și mai este încă un lucru pe care eu l-am constatat ca oftalmopediatru. Știți că nu mai iau orice medic de familie, nu mai iau copii? Noi, mai ales copiii foarte mici, copiii, știu eu, sugari, preferă și poate că în acest moment este un lucru bun. Sunt anumiți doctori care, să spunem, s-au specializat. Eu când eram studentă, noi aveam și secții de pediatrie. Și să știți, pediatrie sau munca cu un copil nu este un lucru că e, vezi un om mare mai la mic. Da, nu. Da. E cu totul și cu totul altă patologie. Și într-un fel mă bucur că există medici care au în marea majoritate numai copii. Dar din păcate grija pentru copil este mult mai mare și bineînțeles și efortul este mai mare. Eu personal aș schimba legea și pentru
medicii de familie care au un număr de copii, aș micșora acel număr de pacienți pe care trebuie să-l aibă și să fie punctul un pic mai mare, pentru că, să știți, munca cu un copil este cu totul și cu totul deosebită, iar din păcate nici la nivel de spital, când operezi un copil, nu ai un punctaj mai mare decât atunci când operezi un adult. Inițiativă legislativă în acest sens? Da, tocmai la asta m-am gândit și am vorbit de nenumărate ori. Trebuie să schimbăm această mentalitate și trebuie să înțelegem că pentru copii trebuie să facem absolut totul. Pentru că ați pomenit de faptul că sunt și deputat, în inițiativele mele o grijă deosebită o am atât pentru copii cât și pentru adolescenți. Pentru copii s-a dat o lege a bonelor, s-a dat o lege pentru creșe, ne zbatem ca acum la fel să creștem numărul de creșe, pentru tineri primul job. Deci sunt preocupată de ceea ce înseamnă viitorul României, sunt preocupată de ceea ce înseamnă cei care vor avea grijă de noi când vom ajunge la bătrânețe, dar să știți că în același timp, pentru că am spus și acest lucru, și această parte de vârstnici mă preocupă foarte mult, pentru că este iarăși o mare problemă a României. Nu mai putem, pentru că marea majoritate suntem foarte ocupați și, din păcate, dacă înainte persoanele senioare, să spunem, că nu vreau să spun în vârstă, pentru că depinde ce înțelegi prin în vârstă. Persoanele care au o anumită vârstă stăteau în familie, acum din ce în ce mai mult încercăm să le izolăm pentru că nu mai avem timp. Și atunci ori să putem să le ajutăm acasă, să putem să avem grijă de ei într-un fel și să-i ajutăm cu diverse ajutoare materiale, sau să facem ceea ce spunem noi, o îngrijire paliativă a omului în vârstă la domiciliu. La domiciliu în primul rând și apoi, dacă nu, undeva într-un spațiu unde să putem să le oferim un lucru foarte bun. E foarte mic punctajul și sunt foarte prost plătite manoperele pentru îngrijirile la domiciliu. Din acest motiv, cred că nici nu se dezvoltă atât de mult. Da, aceasta este problema, așa cum vă spuneam. Exact. Deci, da. Cele două părți opuse, copilul și vârstnicul, în loc să sprijinim pe cei care îi ajută, nu facem acest lucru și aici ar trebui să lucrăm, bineînțeles, făcând și prevenție pentru adultul tânăr, adolescent și adultul tânăr, ca să nu ajungă să aibă boli foarte grave. Așa este. Ce probleme oftalmologice apar la vârsta școlară? Acum spunem și de vârsta preșcolară, pentru că să știți că, de exemplu, îi văd pe copiii de grădiniță, am întrebat ce au făcut în vacanță sau în perioada de vară. Păi majoritatea au stat în fața unei tablete sau în fața unui iPhone și s-au jucat diverse jocuri și stau ore întregi. Iar ceea ce aș vrea să spun că este acum din ce în ce mai frecvent, atât la copilul preșcolar cât și școlarul foarte mic, apar simptome care țin de ceea ce se numește acum patologia calculatorului sau în engleză computer vision syndrome, că copiii acum știu mult mai ușor engleză de la televizor, de la filme. Și în momentul în care eu le spun astfel la copiii care se uită pe internet, zic, puneți computer vision syndrome și uitați-vă, îi spun, a, dar și eu am, mă doare capul seara, a, dar și mie îmi curg ochișorii și mie mi se înroșesc ochii și eu am câteodată o stare de oboseală. Când stai perioada îndelungată în fața unui calculator, apar astfel de simptome. Și încă un lucru, apar vicii de refracție, apare miopia sau astigmatismul miopic al calculatoristului, cum putem noi spune. Înainte apăreau aceste lucruri la copiii care stăteau și citeau foarte mult cu o lumină nepotrivită, când citeam noi cărțile sub plapumă cu o luminiță foarte mică. Și atunci, acum nu mai este mod aceasta, dar este acest lucru prin faptul că se folosește calculatorul sau tabletele foarte mult. În exces. În exces. Încă un lucru, nu mai folosim lumina naturală. Geamurile sunt uneori cu un termopan sau ceva care are, nu permite să fie lumina naturală, este chiar un pic umbrită sau ne tragem jaluzelele și atunci nu folosim lumina naturală, ceea ce nu este un lucru foarte bun pentru întreg organismul. Nu stăm potrivit în fața unui geam.
sau a luminii. Lumina trebuie să vină ușor din spate și din stânga, să nu stăm cu ochii în geam, cu atât mai mult cu cât te uiți la o tabletă sau la un calculator. De ce? Pentru că pupila și cristalinul de fapt face acomodația, va juca, cum spunem noi, adică își mărește volumul, se micșorează, pupila se mărește sau se micșorează în funcție de intensitatea luminii, iar acest joc pupilar și al cristalinului obosește la un moment dat chiar și foarte copilul foarte tânăr sau adolescentul. Și sunt lucruri de igienă pe care uităm să le spunem, lucruri care să știți că înainte le învățam și în școală. Țineți minte că atunci când începeam școala eram controlați la unghiuțe, la batistuță, în urechi și așa mai departe. Și la burtică, la burtică. În păr, să nu avem păduri. Sigur că da. Iar acum, în școală, iarăși o problemă acută, care o spun ca deputat, nu mai avem medici de medicină așa școlară este. Suficienți. Din păcate, înainte aveam o asistentă în permanență în școală și un medic care venea măcar la 2-3 zile. Eu când eram elev, așa era medicul. Iar asistenta era în permanență, era un cabinet medical deschis absolut în permanență. Iar la începutul școlii, medicul și împreună cu asistentul verifica și vederea. Deci făceau un screening, da, nu se apucă să dea nimeni ochelar, că iarăși este o părere proastă, dau ochelar în școală. Nu, ochelarul trebuie dat într-un cabinet de oftalmologie serios, care trebuie să aibă o anumită lungime, o anumită lumină, un anumit tip de aparat la care verifici. Dar, da, poți să faci un screening, poți să vezi că un copil vede mai puțin cu un ochi decât cu celălalt, că un copil vede mai puțin decât un alt copil. Și atunci acest lucru se făcea pe lângă celelalte lucruri care țineau de igienă și era ora de dirigenție când venea și medicul și se făceau aceste lucruri la început de școală și noi știam cu toții ce avem de făcut. Erau și lucruri bune. Erau și lucruri bune, dar acum nu avem medici de medicină școlară și ne mirăm că ne pleacă tinerii din țară când noi am putea să creăm aceste posturi și să-i reținem aici. Da, știu ce o să mi se spună, salariul este foarte exact. Mic. Da, dar poți să-i faci o normă, el să lucreze în altă parte, să fie și un medic de familie, pentru că iarăși este un paradox. Dă-i posibilitatea să fie medic, știu eu, poftim pentru copii și să aibă o jumătate de normă ca medic de medicină școlară și, bineînțeles, să separ lucrurile acestea foarte ușor și atunci omul să fie mulțumit că poate să-și câștige cinstit banii și să aibă o viață normală. Ce semne trădează un defect de vedere la copii? Adică la ce ar trebui să fie atenți părinții în momentul deci, în care primul stau rând la comportamentul copilului. Un copil care strânge din ochi, mijește ochii în momentul în care citește, mai ales la distanță. Un copil care se apropie foarte mult sau își apropie foarte mult caietul sau cartea de ochi. Un copil care se apropie de televizor foarte mult. Deja putem spune că este o miopie. În momentul în care avem o hipermetropie, aceste lucruri nu sunt atât de evidente, mai ales la copilul mic care acomodează, dar uneori ochiul fuge. Iar un ochi care fuge poate să-ți arate că există o hipermetropie sau un astigmatism hipermetropic și atunci să venim de urgență. Nu să stăm să spunem, lasă că se vindecă, lasă că o să treacă și așa mai departe. Apoi, un lucru foarte simplu, să-i arăți un lucru, un obiect foarte mic de la distanță și să te joci cu el, de-a piratul, să acoperi când un ochi, când celălalt. Și dacă copilul la un ochi spune nu vreau, nu-mi place, se dă la o parte, înseamnă că acel ochi care a rămas liber și ochiul bun de obicei este acoperit, pentru că aici este marele pericol. Un ochi poate să fie perfect și un ochi să aibă o problemă. Când există o astfel de situație, copilul aparent vede foarte bine, pentru că el de fapt vede într-un ochi. Numai că dacă nu dezvoltăm vederea și nu stimulăm zona cerebrală a vederii până în vârsta de 5 ani și jumătate, 6 ani, ochiul care vede mai slab nu este preluat de creier și rămâne un ochi leneș, se numește ambliopie. Iar această ambliopie poate să-ți rămână toată viața dacă nu intervii imediat. Cum se intervine? Că foarte multă lume spune
Nu vreau să fac ocluzie, nu vreau să acopăr. Mai vedem copiii și mie îmi place când aud că un părinte spune, păi nu că la școală, educatoarea spune, am 3 copii care fac ocluzie și mai bine, uite, poate să vină și copilul dumneavoastră. Pentru că eu uneori le spun, faceți la dumneavoastră, în familie, începem cu câteva ore până se obișnuiește copilul să-i dezvoltăm vederea acoperind ochiul bun. Dar pentru asta trebuie să faci anumite măsurători și trebuie să vii la oftalmolog. Și când părintele vede că vede 100% cu un ochi și cu celălalt începe și spune nu pot, nu-mi place, mama vreau apă, mama vreau înghețată, deci imediat schimbă discuția, e clar că acel ochi este leneș. Și atunci e foarte simplu, mămica să acopere cu ochiul ei, să se joace cu un lucru și să îl forțeze să se joace cu acel copil să vadă ce se întâmplă. Când cu un ochi, când cu celălalt. Și este metoda cea mai simplă ca să descoperim acest lucru. Bineînțeles că, așa cum vă spuneam, un consult oftalmologic în primii 3 ani de viață. Când părintele are un ochelar, când părintele a avut strabism, când părintele a avut o tumoră oculară, când părintele a avut o cataractă congenitală, atunci obligatoriu acel părinte trebuie să vină înainte chiar de primii 3 ani de viață, să fie urmărit și măcar o dată la un an și jumătate să vină la oftalmolog. Deci, practic, dacă copilul nu are nimic, ar trebui un consult oftalmologic în primii 3 ani de viață și după aceea care ar fi ritmicitatea? Vorbesc în condiții normale, doar preventiv. Până la 5 ani, 6 ani, o dată pe an. Iar dacă până atunci, până la 5-6 ani, n-ai descoperit nimic, înseamnă că teoretic nu vor fi probleme. Iar când ajunge la vârsta școlară, atunci să-i urmărească comportamentul de scris, de citit, de urmărit la televizor și atunci poate să vadă dacă este vreo problemă. Am înțeles. Sunt situația în care sunt probleme, medicul oftalmolog va hotărâ și sigur, imediat exact va spune. Când să vină. Dar vom putea descoperi până în vârsta de 5-6 ani tot ce este grav. Bineînțeles, dacă stăm mult în fața calculatorului, vom avea probleme, chiar dacă n-am avut la 5-6 ani ochelari, vom putea avea și la 9-10 ani, la vârsta de 9-10 ani ochelari. Cum putem preveni supra-solicitarea sistemului vizual la copii? Copiii sunt extrem de solicitați vizual în acest moment pentru că este, spun eu, o altă problemă. Copilul nu mai doarme la prânz. Copilul nu mai are o odihnă oculară și igiena oculară. Copilul face lecții până la ora 12, eventual mai stă o oră și mănâncă și apoi face after school sau are școală în continuare. În plus, părinții în acest moment îi duc pe copii la fel de fel de meditații, fac engleză, fac muzică, fac. E foarte bine că se fac aceste lucruri, dar copilul este supra-solicitat. Și obosit. Și obosit, iar copilul nu mai doarme la prânz. Iar odihna, copiii au tendința în acest moment să stea mai mult de ora 8 și jumătate, 9, chiar spre 10. Ei se scoală la ora 7 și atunci nu mai au timpul de odihnire foarte bun. Iar aceasta înseamnă deja o problemă nu numai pentru aparatul vizual, ci pentru întreg organismul. Copilul la un moment dat ajunge să fie obosit și nu știm ce este cu el și nu ne mai jucăm. Nu ne mai jucăm în parc. Preferăm să stăm în zilele libere, în casă și suntem foarte mulțumiți să-l vedem că este într-un colț cu minte, dar el stă în fața calculatorului și nu îl lăsăm să se joace în fața blocului, să mergem cu el într-un parc, să joace șotron, să se joace cu o cretă. Ce drăguță copilărie aveam. Da, era și sănătoasă. Absolut. Deci și sănătoasă, pentru că alergam, mergeam cu bicicleta și atunci părintele trebuie să-și găsească pe rând, fie mama, fie tatăl, fie chiar bunicii, dar și bunicii sunt în acest moment la fel de ocupați, pentru că bunicii ies mult mai târziu la pensie și bunicii chiar și după ce au ieșit la pensie mai lucrează. Dar să găsim o posibilitate să stăm cu copilul cât mai mult în aer liber. Și încă un lucru, să mănânce foarte sănătos, nu bine, sănătos. Pentru că, știți, uneori suntem mulțumiți că lăsăm un sandwich cu un mezel foarte bun, cu o pastramă foarte bună. Nu să mănânce un măr, să mănânce o fructă, să mănânce salată. Să mănânce multă salată. Eu am un gest pe care le spun și toată lumea distrează și am să-l fac și la televizor. Ar trebui să mâncăm dintr-un vas care să-l cuprindem între brațe zilnic. Este imposibil să mănânci atâta salată, oricât ai vrea. Dar dacă zilnic vom mânca o farfurie de salată, astăzi salată
verde cu un pic de spanac verde cu o roșie. Mâine o salată de varză cu un morcov dat prin răzătoare. Poi mâine mănânc brocoli, poi mâine și așa mai departe și mai mănânc și fructe, atunci ar fi foarte bine. Să știți că sunt extrem de surprinsă să aud la părinți, păi nu mănâncă fructe, nu mănâncă legume. Nu, să mănânce pește, să punem ulei de măsline, să mănânce măsline, adică să mâncăm și să, știți, mai este un paradox. Mă întreabă, dar nu puteți să-mi dați niște vitamine? Zic, Doamnă, e vară, e frumos. Haideți să mâncăm sunt mai întâi sănătos, să mâncăm vitaminele și după, naturale. Sigur. Și după aceea să lăsăm să luăm tot felul de pastiluțe. Ceea ce nu e foarte bine, pentru că am văzut și noi vitaminele astea cum sunt în comerț, dar asta e alt. Este când e nevoie, dăm și vitamine, mai ales atunci când apare o miopie progresivă, când sunt anumite lucruri. Plus că dacă am face o educație medicală, părinții ar fi mult mai complianți. De exemplu, în acest moment există o lentilă care se poartă noaptea pentru copilul peste 9 ani și care are o miopie până în 4 dioptrii sau are un astigmatism miopic. Și să aibă încredere părinții să pună astfel de lentile care reduc miopia sau măcar stopează miopia și până la vârsta de 18 ani o menține într-o anumită limită și la 18 ani, dacă nu-i place ochelarul, să-și facă o operație laser să nu poarte ochelar. Pentru că încă în România pot spune că este o problemă portul ochelarilor atât la copil cât și la adult. Sunt anumite branduri care se poartă într-o clasă și toți ceilalți, chiar dacă n-au nevoie de ochelari, fetițele în general, cu tot felul de culori, le poartă le place, doar dacă pentru că e colorat. E la modă. Da, într-adevăr, acum parcă la copilul foarte mic a devenit o modă și mai ales că sunt și ochelarii mult mai colorat și frumos și cu tot felul la copil, cu tot felul de imagini care sunt din desene animate, care îi stimulează. Dar să fim conștienți că atunci când se recomandă un ochelar, trebuie purtat. Există vreo diferență de calitate între lentilele din sticlă și cele de plastic? Care ar fi cele mai indicate? Sunt câteva lucruri. Există lentila din material plastic, care este un material organic foarte bun, dar am să spun o poveste. La un moment dat e mai ieftină lentila de sticlă și este mult mai grea atunci când este o dioptrie mai mare și atunci deformează și face semne la năsucul copilului sau chiar poate să-i deformeze năsucul. Dar de ce aș vrea să atrag atenția că ar fi foarte bine să fie o lentilă din material plastic, cum este numit de obicei? Pentru că, am să dau două exemple. Un copil la școală a fost lovit cu o castană în ochelar. Lentila de plastic s-a crăpat, dar nu au sărit așchii. Și a venit mămica și a spus, doamna doctor, mă bucur că m-ați sfătuit să fac acest lucru. A fost un pic mai scump, dar mă bucur că copilul meu are acum vederea foarte bună. Un alt lucru care s-a întâmplat recent, un copil a primit un pumn, un tânăr de fapt a primit un pumn în ochelar și lentila s-a spart. Dacă era lentilă de sticlă, îi distrugea complet ochiul pentru că fragmente au putut și i-au modificat la nivelul ploapei mai ales, dar nu i-au stricat ochiul. O lentilă din sticlă se poate sparge în acest fel. Da, există la adult, încă mai dăm, dar este doar factorul preț la un moment dat, dar dacă punem celelalte lucruri, că o lentilă organică este mai ușoară, o lentilă organică, din punct de vedere al vederii, este la fel de bună ca și lentila de sticlă. Chit că sunt păreri și aici, dar că există acest risc de a se sparge și să știți că și la adult, iarăși un exemplu, mergea un tânăr pe bicicletă și la un moment dat o creangă i-a intrat și i-a stricat o lentilă. Era din plastic și nu au sărit așchii. Deci oricând se pot întâmpla astfel de lucruri și niciodată să nu spune mie nu mi se va întâmpla așa ceva. Sunt incidente și se pot întâmpla oricând. Asta sigur. Este foarte clar. Spuneați mai devreme că doar după 18 ani se pot opera pentru aceste vicii de refracție copiii. Cu laser. Cu laserul, da. De ce nu înainte? Așa că sigur se vor întreba și părinții. De ce? Pentru că viciul de refracție este progresiv și de obicei la 18 ani este o condiție. O altă condiție este ca timp de 6 luni un viciu de refracție să nu progreseze. Deci trebuie să ai anumite condiții. Și
abia atunci ai voie, deci până în vârsta de 16-18 ani și chiar uneori 20 de ani, viciile de refracție pot progresa fiziologic în niște limite, cresc, dar nu semnificativ, și când s-au stabilizat dioptriile, atunci ai voie să le operezi. Trebuie să meargă la oftalmolog, pentru că să știți că mai există vicii de refracție care ascund, de fapt, o afecțiune organică la nivelul corneei care se numește keratoconus. Din fericire, eu, de exemplu, în acest moment, când am un pacient cu miopie sau astigmatism miopic, îi fac ceea ce se numește topografia corneană, care este o investigație simplă, îi faci o fotografie de cornee și urmărești dacă apare sau nu apare, sau are sau nu are, acest keratoconus care poate să progreseze și care poate să ducă la pierderea totală a vederii. Este una din situații pentru care se face transplant de cornee și pentru care întotdeauna sensibilizăm oamenii. Pentru că keratoconusul poate să ducă la subțierea corneii centrale atât de mult încât se sparge, se rupe și își pierde complet vederea. Iar dacă nu-și face transplant de cornee, o altă problemă acută în România, nu-și face acest transplant de cornee după care poate să vadă perfect, atunci acel pacient nu numai că nu vede, dar poate să-și piardă total un ochi organic. Care este vârsta? Spuneți mai devreme de lentilele de contact, la cele care se pun noaptea. Care este vârsta la care un copil poate să poarte lentile de contact? Deci o lentilă de contact, o lentilă de contact normală poate fi purtată imediat după naștere dacă este necesar. Când? Când copilul a fost operat de cataractă și nu s-a pus implant de cristalin și atunci el are o mare hipermetropie și îi pui lentile de contact ca să-i dezvolți vederea. Când există diferențe mari între un ochi și celălalt, ce înseamnă acest lucru? Am -1 pe un ochi, -7 pe celălalt ochi sau -12, sau am un ochi absolut normal și pe celălalt am această valoare. Când am astfel de situații, se numește anizometropie și se indică și la vârsta de 2-3 ani, că atunci descoperi, să-i pui lentila de contact. Și atunci previi ceea ce am spus, ochiul leneș, pentru că îi dezvolți vederea. Vorbim de lentilele normale. Lentilele de noapte se pot pune numai de la vârsta de 9 ani, când poți să te înțelegi cu copilul respectiv, când înțelege necesitatea igienii lentilei, când înțelege cum să-și pună lentila singur. Este o altă întrebare a părintelui, dar nu, copilul meu nu o să poată să-și pună lentila de contact. Este demonstrat că noi, când învățăm un copil să se spele pe dinți, este la fel de simplu când îl înveți să-și pună o lentilă. Deci dacă pe noi, pe adulți, punerea unei lentile de contact ne sperie, fie că ne-o punem nouă sau o punem unui copil, pe copil nu-l sperie. Dacă îi explici foarte bine, este o manevră exact cum te speli pe dinți. Deci, practic, nu este niciun fel de filozofie. Iar, din păcate, acest lucru nu se știe, că un copil poate și are voie și este obligatoriu în anumite situații să poartă lentile de contact. Dar la cei mici, spuneați până 9 ani, la cei mici cum se procedează? Se lasă lentila permanent? Lentila sau de părintele? Noapte? Nu. Nu neapărat de noapte, cele normale, nu. Care spuneați la copilul mic. Lentile, sunt și lentile de o lună, cu port de o lună, în anumite situații, cum am dat exemplu, da, cataractei. Am înțeles. Dar sunt și lentile care se pun dimineața și se scot seara, deci 12-14 ore. Nu e greu? Nu e greu. Nu e greu și să știți că nu e greu, s-au obișnuit și nu este niciun fel de problemă. Am mulți copii care poartă acest lucru și care au înțeles părinții. Recomand în mod special când avem anizometropii. Nu sunt adepta lentilelor de contact colorate, că este o altă întrebare. Domnișoarele vin adolescente, da, sau atunci când am un -0,50, un -1, nu. Să-și poarte ochelarul, nu este neapărat nevoie. Când ai o valoare care depășește 2,5 dioptrii, 3, și ai ajuns la adolescență, da, hai să spunem că te duci la o petrecere și vrei să fii foarte deosebită și atunci nu-ți pui ochelarul. Dar în rest nu e niciun fel de problemă, poți să-ți asortezi ochelarul la pantofior și nu e nicio problemă. Oricum sunt la modă, spuneam oricum, mai devreme. Chiar sigur. Știu, am o prietenă care are o fetiță, cred că acum este în clasa 10, dar eu vorbesc acum 3 ani. Era o modă și nu avea nimic la ochișor, deci vedea perfect, dar vroia acei ochelari pentru că aveau toate colegele din clasă. Și atunci... Nu vă mai spun că acum se poartă tot felul de bijuterii pe brațul ochelarului și da, a devenit așa ca o mică modă și ochelarul, că e la vedere, știți că nu poate nimeni să spună nu-ți pune ochelarul. Și atunci își pune o mică bijuterie sau un însemn.
huluba ochelarului. Cât de utile ar fi acele screening-uri ale nou-născutului în maternități? Există în acest moment? Există protocol european că în momentul în care un copil s-a născut, medicul neonatolog sau asistenta de neonatologie trebuie să se uite și la ochi și să urmărească niște lucruri. Există o afecțiune care se numește glaucom congenital precoce, în care cornea și ochiul este mult mai mare. Și părinții la un moment dat spun, ce copil ochios am eu. Și atunci trebuie să-l trimitem de urgență, pentru că glaucom înseamnă creșterea presiunii intraoculare. Al doilea lucru, să vedem dacă există acea cataractă congenitală sau nu, acea pupilă albă. Al treilea lucru, obligatoriu, copilul născut prematur va fi văzut în primele 30-45 de zile, pentru că un copil care s-a născut înainte de termen, cu o greutate mai mică și care nu are posibilitatea de a sta la un incubator performant, poate să dezvolte o retinopatie a prematurității și atunci se face și aici o intervenție laser, dar imediat în primul an de viață, în primele luni. Deci este cu totul și cu totul altceva decât de laserul care era pentru cornee și pentru vicile de refracție. Deci controlul este printr-un protocol, trebuie să se facă de imediat de la naștere. E un lucru bun. Da, profesor, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații foarte utile pentru părinți, pentru, în general, pentru oricine. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă urez toate bune. Până săptămâna viitoare. La revedere! Emisiune sponsorizată de Arcadia.